Deschidem tot acolo la Galateni 5, de unde s-a citit. Și rugăciunea care o să o facem imediat o să fie din versetul 1, Galateni 5 cu 1. Să avem două motive de rugăciune. Rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Astea sunt cele două motive. Dacă ne uităm în capitolele 3 și 4, Pavel vorbește acolo despre credință. Și concluzia lui aici, în capitolul 1 cu 5, este: rămâneți dar tari în credință. Amin. Ăsta este un motiv de rugăciune. Și al doilea este ăsta: și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Vechea problemă a evreilor, ca și a noastră, creștinilor, că este aceeași. Că practic creștinismul s-a născut cumva pe fundalul așezat de iudaism. Iudaismul era leagănul de născare sau de naștere a creștinismului în secolul I. Și dacă nu era un Pavel care să fie foarte atent la doctrina Evangheliei, iudaismul era pentru creștinism și sicriul mai apoi. Dar slavă lui Dumnezeu că a existat un Pavel care a spus lucrurilor pe nume. Și când i-a văzut că se întorc din nou la lege și la faptele legii, Pavel le-a spus: măi, voi v-ați întâlnit cu Hristos, nu se poate și cu una și cu alta. Și le dă în capitolul 3 lămuriri foarte clare. Dacă citiți Galateniu, o să fiți tari în credință. Dacă îl studiați, o să fiți statornici în credință. Și spune Pavel, legea a fost îndrumătorul către Hristos în capitolul 3. Legea a fost săgeata, uitați, Hristos e acolo, semnul că Hristos urmează, asta a fost legea. Nu se contrazice legea cu credința. Legea a fost un nivel, credința și mântuirea prin Hristos și prin credință și prin har este următorul nivel, nu se bat, nu se contrazic. Dar ce făceau? Venea cineva nou în biserică cu, eu știu ce, păsărici de învățături, lumea după el. Venea altcineva, cum ne spune în Apocalipsa, prorocița aceea învață lucruri în biserică. Dar ce treabă are ea să învețe lucruri în biserică? Și încet, încet s-au întors înapoi la lege. Și acum susțineau: l-am primit pe Hristos, dar noi trebuie să ținem mai departe legea. Nu, nu. Și Pavel le spune răspicat în toate 6 capitolele, nu. Și în capitolul 6 încheie așa: nici tăierea, nici netăierea împrejur nu valorează nimic, nu sunt nimic, ci un om nou în Hristos, aia este cheia. Nu microfonul e esența serviciilor, microfonul ne ajută să auzim mai bine. Esența mesajului lui Hristos este Evanghelia mântuirii noastre prin har, prin credință. Amin. Nu trăiesc în păcat și deschid nu știu ce asociație de binefacere și de... Nu, nu. Pentru că nu-L mințim pe Hristos. Nu faptele astea, ce deschid și ce fac și ce fac și ce fac și azi și mâine și... Nu astea mă mântuiesc. Credința în Hristos m-a mântuit. Și acum spune: măi, nu vă mai întoarceți iarăși în modul vostru de robie, că v-ați mai întors de câteva ori, că ați plâns în pustie după mâncarea din Egipt și ori uitat că sunt liberi. Și uităm că suntem liberi de păcat și ne întoarcem la ele și trăim în ele înapoi. Și Pavel spune în dimineața asta: nu te întoarce înapoi să trăiești în stilul păcătos de viață. Pentru că ai primit un dar, dar l-a costat pe el.
Vreau să ne rugăm pentru asta, Doamne, vreau să rămân tare și statornic în credința care am auzit-o de la început. În credința că Tu ai murit să mă mântuiești. Și după aia, comportă-te ca un om liber. Slobozenia asta. Cine-i din Oradea înțelege ce e să ai gură slobodă. Da? Deci slobozenia asta, libertatea asta pe care ne-a dat-o Hristos, ne explică Pavel, nu luați ca să trăiți în poftele voastre, că atunci ați devenit oamenii firești. Libertatea asta, vreau să mai citim un singur verset, 13. Libertatea asta, ultima parte a versetului 13, spune așa, citim tot, fraților, voi ați fost chemați la slobozenie, la libertate. Numai nu faceți din libertatea asta o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci uitați-vă la alternativă. Alternativa este asta. Ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Amin. Amin. Asta înseamnă, sunt liber să îl slujesc pe celălalt în dragostea lui Hristos. Asta e libertatea lui Hristos. Că și celelalte religii fac aia și aia și aia ca să primească ca să ajungă în rai. Nu. Noi le facem toate pentru că deja am fost mântuiți. Ne ridicăm pe picioare și ne rugăm lui Dumnezeu, Doamne, vreau să rămân tare, tare în credință și ajută-mă să nu mă mai întorc înapoi la lăturile care le-am vărsat mai înainte. La păcatele care Tu mi le-ai iertat la Golgota, să nu mai mă întorc și să trăiesc ca un om liber, un om nou, slujindu-i pe ceilalți. Ne rugăm cu toți asta.